Salutare! Eu sunt Florentin Hriscu, iar astăzi o să facem... Habar n-am ce o să facem astăzi, dar am o grămadă de surprize pentru voi și sincer nici măcar eu nu știu care sunt surprizele pentru că nu știu ce o să ne rezerve ziua de astăzi. Dar tot ce vă pot spune este că azi o să mergem din nou la Galați. Așa că să-i dăm bătaie! Bam! Bun, am ajuns în Galați și suntem aici pentru că avem un festival, un concurs unde fac cu copiii breakdance și o să dansăm, așa că fiți pe fază și mult succes, bine! Da, asta este programul de intrare la spectacol, iar noi suntem undeva pe... Vai viața mea! Uite, aici, Club Art Tecuci, Profesor Florentin Hriscu. Deci mi-a crescut și numele, iar, deci nu e și, e S. Tecuci cu breakdance. Două grupe, prima grupă, imediat, prima grupă se numește New Crew, a doua grupă se numește Art Crew. Formatorul acestui club este Florentin Hriscu. Aplauze pentru cei din Tecuci. Pam, pam, pam. Bun, am intrat și în concurs, ne-am descurcat super tare și am ajuns la Statuia Libertății acum. Numai că lipsește toiagul și femeia și coroana, vedeți? Partea asta. Pac, a, mă pun eu în loc Statuia Libertății. Oricum a fost super tare și super distractiv și acum să vedem ce ne mai rezervă viitorul pentru ziua de azi, bineînțeles. Pau! Acum tot ce trebuie să fac este să așteptăm premiera și o să ne plimbăm puțin prin Galați, o să mergem la mall să vedem dacă găsim ceva interesant. Dar de obicei, noi facem interesant chiar și din acest boschete. Deci vreți să vedeți acest boschete cât de interesant este? Vă arăt imediat, imediat. M-a lovit! Nu cred că trebuie să fac. M-a văzut paznicul de acolo. Nu stricam nimic. Hai să fugim. N-am făcut nimic. Hai să fugim. Și fiți atenți, și el face vlog. Dar acum vrea să facă vlog în engleză. Ceea ce nu prea știe el engleză, ca să zic așa. Well, thank you. Bogdan Ungureanu, îl cheamă, căutați pe pe Facebook. Dar ia fiți atenți, un ciudat care face vlog. Uitați-l. Ce urât e. Băi, cel mai ciudat lucru care este când ești vlogger, ca să zic așa, este să te filmezi singur cu camera în mână. Așa când mai ești cu un prieten, băi, zice lumea că vorbești cu prietenul. Știi, da? Dacă ești singur cu camera în mână, se uită lumea extrem de ciudat la tine. Da. Mergem la H&M. Îmi dau ăsta jos. Nu, oricum ai o ceva din alt magazin. Da. Ce are bluză? Oricum, da. Când ieșiți, vă mai facem. Hai că sigur iar trebuie să-ți țuie la noi. Mariu că trebuie să-ți țuie la noi. Deci, ia, ține asta. Deci tu... Păi, e... Mai trec încă o dată. Nu. Tu ai avut noroc. Faci-vă chiar, da? Mulțumim mult. La revedere. Se pare că numai eu am norocul de a mă opri baza la intrare aici. Ah, și de două ori m-a oprit din cauza unei simple etichete de la hanoracul pe care l-am uitat. Uitați, eticheta asta mi-a provocat belele. Are același hanorac ca meu, aceeași etichetă, dar la el n-a bipuit, da, habar n-am de ce. E, știi de ce?
A mea e mai specială, măi. E foarte, foarte cald aici. Sincer, m-aș arunca în era zic în cada asta. Yes. Aia e, boss. Și acum luăm o mică pauză de la festival. S-a chemat Feria Dansului festivalul, să știți. Este super fain, imediat o să se termine și apoi o să mergem la McDonald's. De obicei când mergem la McDonald's în excursiile astea, la concursurile astea, comandăm vreo 40 sau 50 de McDonald's, deci fiți pe fază! La revedere! Hai să vedem ce am primit! Ce ați primit? Ia ține-o! Wow! E super! E super tare! Câte medalii am câștigat! O grămadă de medalii! Ia ce tare! Asta da, concurs! Bună ziua! Am dorit și eu un mec puișor cu trei piciorușe de broască. Cine simțiți nu răspunde. Am luat un Big Mac, un o cola, mini wraps și o să vedem acum, haide, să mâncăm. Ups. Cam așa se mănâncă în ziua de azi. Incredibil. Ascultați ce liniște e aici. Foarte mare liniște, după cum vedeți. Vasi, îți place liniștea de aici? Da, bineînțeles. Bun, și am ajuns înapoi la Tecuci și am ajuns înapoi la Club Art. Deci dacă vreți vreodată să veniți să dansăm împreună, eu sunt aici lângă voi și veniți la Club Art din Tecuci ca să ne antrenăm împreună. Puteți să vă înscrieți și astfel o să lucrăm împreună, copii. Așa că vă aștept cu cel mai mare drag. Bun, prieteni, cam atât a fost și cu acest daily vlog cam ciudat, ca să zic așa. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să distribuiți mai departe, să dați like. Și dacă nu v-a plăcut, să dați like, măi, bineînțeles, să ridică mâna, like. Așa, perfect. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!